După cum ați văzut în atacul acesta, eu mi-am folosit toți stalkerii pentru a-i scoate lui din joc unitățile de tip Colossus și astfel armata lui a fost imediat ștersă de pe hartă, fără prea mari probleme. Ca idee, când jucați Protoss versus Protoss, puteți de asemenea să faceți un push în early game cu un singur Colossus și unități de tip Forgate, doar dacă el nu are Robotics construit sau nu are Colossus pe câmpul de luptă și are, mă gândesc, un Immortal sau doi. Eu am mai postat filmulețe cu Fast Colossus tactic, puteți vedea despre ce vorbesc chiar într-un filmuleț postat de mine, comentat în engleză. În acel filmuleț am atacat cu un singur Colossus, un Sentry și câteva unități de tip Gate, gen Stalker și Zeloți, iar adversarul meu nu avea niciun Colossus, avea doar doi Immortal și unități din Warp Gates. Am folosit Sentry-ul pentru a pune un force field pe rampa lui, astfel încât să nu se retragă în baza principală pe Upper Ground, și am distrus armata treptat cu armata mea din Forgates și Colossusul ținut bine în spate pentru a nu fi luat în țintă și scos din joc. Foarte important când atacați de asemenea cu Colossus și cu masă de armată este să vă controlați aceste unități în mod aparte, armata să o trimiteți în față în mod agresiv, iar unitățile de tip Colossus să le țineți în spate ferite de damage-ul adversarului, să atace armata lui cea mai vulnerabilă, gen Zeloți sau Light Units, dar să nu fie agresate în niciun fel. Colossusul e cea mai mortală și eficientă armă pe câmpul de luptă atunci când este ignorat, când nu este targetat în mod deosebit de armata adversarului. Cred că build-ul a fost destul de simplu. La obiect, ați văzut că adversarul a încercat să se extindă rapid și să profite de economie făcând două Robotics Facility și întârziind astfel producția de unități. Este un risc pe care și-l asumă fiecare jucător. Atunci când dorești să îți distrugi adversarul din punct de vedere economic, o să riști pe parcursul meciului în multe, multe etape, iar adversarul, dacă speculează așa cum am făcut-o eu, vă poate ataca foarte agresiv și vă poate scoate din joc foarte ușor. De aceea zic că trebuie să mențineți un echilibru constant între dezvoltarea economiei și producția de unități, mă rog, ofensivă, defensivă, n-are importanță, ideea e că nu trebuie să fiți surprinși în niciun moment al meciului de adversar. Cea mai bună metodă pentru a face toate acestea, și o recomand tuturor jucătorilor de StarCraft, indiferent de rasă, este scouting-ul. Atunci când știi în permanență ce face adversarul tău, nu poate să te surprindă și nu poate să te scoată din joc în niciun moment, pentru că poți să-i faci o contră eficientă tot timpul. Cam atât despre match. Aș vrea să vă mai rog în încheierea acestui comentariu să accesați site-urile starcrafti.ro și starcraft2-vidcasts.ro. Aceste site-uri o să le afișez la descrierea fiecărui filmuleț prezentat, pentru a vă fi adresa mult mai clară și a putea să o accesați după ce ați vizionat filmul sau în orice alt moment. Este foarte important, repet, este vital, reprezintă chiar motorul promovării, acest feedback al vostru, al ascultătorilor și, mă rog, al participanților la toate evenimentele de tip concurs, vidcast, livestream și tot așa. Răspunsurile voastre ne țin comunitățile în picioare și ne dezvoltă treptat. Dacă doriți să primiți un anume replay comentat sau un anumit stil de joc, puteți să-mi trimiteți mie mail direct, o să vă afișez și adresa de mail. Puteți să-mi trimiteți oricând replay-uri, sper să fie cât de cât interesante și la un nivel destul de bun. O să le comentez cu cea mai mare plăcere și o să vă prezint toate stilurile de joc pe care le vreți și de care sunteți direct interesați. Sper că v-a plăcut acest filmuleț și că veți accesa site-urile, o să ne lăsați comentarii, impresii, păreri și așa mai departe. Vă mulțumesc și ne auzim la următorul filmuleț. La revedere!